BC Timba Timișoara urcă încet în Liga Națională Masculină de Basket după victoria obținută în meciul cu BC Miercurea Ciuc. La finalul unui joc de luptă, formația bănățeană a învins cu 97-70 una dintre principalele adversare din zona retrogradabilă a clasamentului. Urșii pregătiți de Bogdan Murărescu au început timid jocul, însă și-au revenit încă din primul sfert și apoi au reușit să se mențină cu avans pe tabela de scor până la final. Cei mai buni marcatori din gruparea bănățeană au fost Johnson cu 20 de puncte înscrise, Stoianovici 14 și Glin 10. A fost un meci pe care consider că noi ni l-am făcut foarte greu. Am început binișor, la primul sfert am avut 7 puncte, după care am început să facem o grămadă de greșeli incredibile pentru mine și din cauza aceasta am reușit să-i băgăm în joc și pe ei. Cred că diferența trebuia să fie mult mai mare, pentru că chiar cred că echipa noastră este mai bună, mult mai bună decât 9 puncte, decât echipa Ciucului. Din păcate, am jucat foarte prost și am câștigat. După acest joc, Timba ocupă locul 13 în clasament cu 16 puncte, fiind urmată de Miercurea Ciuc la 3 puncte distanță. Era foarte important să câștigăm astăzi, pentru că vom menține un avantaj mare față de ei, care probabil că vor mai câștiga și ei cu Constanța acasă și atunci vor rămâne cu 2 victorii, noi vom avea 4. În retur se anunță niște meciuri foarte interesante pentru noi, pentru că vom juca în deplasare cu ei. E bine că jucăm acasă cu Ciucu. Etapa următoare, urșii vor juca tot la Timișoara, însă într-un meci considerat în deplasare cu BC Timișoara.